Astăzi mă aflu în crescătoria maestrului colombofil Nicu Bistrighianu din Urziceni și am plăcerea să filmez în premieră câțiva dintre cei mai buni reproducători ai dânsului în decursul ultimilor ani, al ultimului deceniu, de exemplu, pentru că Nicu, pentru maraton extrem, pentru cursele de maraton extrem. De obicei noi filmam doar zburătorii buni, performanțele, da? Astăzi v-am rugat să ne dați concursul și să încercăm să filmăm și câțiva dintre cei mai buni reproducători ai dumneavoastră. Mina de aur, așa să zic, a crescătorii. Este foarte bine și spun că înainte să vii dumneata să faci treaba asta, am avut o vizită. Da. Din partea la doi chinezi. Unul care lucrează în România, pe nume Juan, pe care eu l-am categorizat ca un om foarte serios. Mi-a plăcut de el de când am contribuit la înființarea FRSC-ului, și al doilea, vicepreședinte al Federației Chineze. Au fost la mine acum 2 săptămâni de zile. Da, 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 da. Să, după ce am stat noi de vorbă aici la Foișor, zice, ne arăși și nouă câțiva porumbei. Da, cum sunt? Cine? La mine oricine vine. Și mare mi-a fost surprinderea, a scos în buzunar un aparat, au mai fost două comisii, scotea o lupă. Da. Aparat. Deci a evoluat știința în domeniul ăsta. Un aparat modern, a pus în picioare, porumbelul băgat în boxă, îi făcea fotografie la ochi, m-a dat pe spate. Cred. El nu știa niciun rezultat. Când l-am dat pe ăsta, mi-a spus, zice, excepțional reproducător. Zic, da. Am 4 fișe din el, campion de locul 1, Tartu, maraton extrem palmares 2 ani. Cum fac o să zică lumea că mă lauți. De mult n-am avut în mână așa ceva. Mă cred. I-a plăcut? Extraordinar. Ce ai zis, are un ochi de super reproducător. De super reproducător. Și la ceilalți porumbei o să mai advin cu alte. După ce a terminat la mine și s-au despărțit, a doua zi s-a dus la Bucurică. Și Bucurică i-a dat o puică de-a lui și femeia, el este scosă din baba. Deci el e fiul din baba, nu? Și ea, perechea ei, tot din baba. Deci și s-a dus la Bucurică și i-a dat, are 2 steluțe peste masculul ăla, de la moșul ăla. Așa nu știa, zice, de la moșul ăla. Puica aia, deci din 2 demifrați de baba, da, baba, da. 2 clase peste ăsta. Da. Înțeles că mi-a intrat glonțul în cap, dar eu știu, el este din 2012. Deci, 12 ani? Din 2012, și scoate 2. Da, i-a mai dat și lui Bucurica, mai, că femeia este din baba, dar e scoasă la Cosmin Olteanu. Și acum mi-a lăsat-o mie. Vrei, fă o coaie matale, dă-și mie 2 pui și bag-o în ce vrei, că mie îmi trebuie spui, nu ea. Da. Ce marfă, da? Bun. Jos pălărie. Super porumbel. I-am dat lui Cosmin Olteanu femeia la 3100 din 2015 și n-am mai scos. Mi-a dat-o George înapoi mie. Excepțional. Tot fică de baba așa. Și îmi cere un popă de la Sibiu, zice, bă, n-am ce să-ți dau, că femeile de 10-12 ani, cum o scot din crescătorie la mine și o duc la tine, nu mai reproduce. Da. Mai bine las-o la mine și ei pui de ele. Da. Că i-am mai dat porumbei bătrâni. Cum le schimb? Mediu. Ambientul, da. Gata. Da, așa. Porumbei bătrâni și zile. Da. L-am dat pe Pocu eu jos de acolo în crescătoria din boxa lui, l-am dat în casă, singur. N-am mai scos, nu? Da. Da. Deci nu trebuie schimbat. Au tabieturile la porumbei. Da, nu trebuie schimbat. Da, corect. Ăsta, în spate, este din Drixie. Drixie era de la William Diric, câștigător de Barcelona, Ian Arden. Da. A dus pe Colombodrom la Bistrighianu în 93. Despre ce vorbim? În 93. Bunica din partea mamei este Emil Denis cu Van He. Jos la mamă e baba, care este fiică din Tilenul de la Tănăsoiu, cu din nou Drixie și originală de Van de Veghen pe linie de Odăverj. Numai Bucurică, când a văzut pedigreul la Van de Veghen, asta a adusă de Cărmazan la mine, zice, n-are România așa ceva. Tudor Gheorghe, Crăciunescu au Van de Veghen.
ca asta n-are niciunul. Da, da, și-l cred. Constant vine, nu, că știe cultură colombofilă. Are cultură colombofilă, da. Bucurică, da. Constant vine de 3 ori pe Udă Verj. Da, 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 da. Și din ea, aia era din 98. Da, să le spun, da, eu la tineri ăștia, bă, copii, da, mă, nu, da, vă grăbiți, că da, nu se, da, face repede așa. E vorbă până am faltul, știu, da, știu. Da. Super. Ce? 13.104, care este bunica acestui mascul, mi-a dat mie la expoziție la Cluj, pe 49.122 din 2002, locul 1, As Yearling. În 2002. Da, acum 20 și de acum ani. Bat la tartul, da, da, cu descendenți, da, din aia. Vedeți ce înseamnă dacă știi să-i țineți. Cine vrea să asculte, să asculte. Da. O să spună, da, fac barba până aici. Restul ai să fii un foarte bun cumpărător în fiecare an și nu faci nimic. Așa, 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 așa. Doar de întâmplare, pe aici, pe acolo. Așa, 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 așa. Ca să ai acel postament de care vorbesc eu, trebuie să faci ce fac eu. Da. Să-i lucrezi, să-ți, da, oprești, să ai spații. Că dacă n-ai spații, nu poți să ții fii, nepoți, da, strănepoți, să, nu, te torci înapoi în neam, să stabilizezi linia. Așa, așa. Nu se poate așa. Te duci și dai 100.000 de euro să ești campion. S-ar putea. Unul. Da. Dar, nu, dar mai departe nu, nu, nu asta e baza. Așa. Postamentul, vin catastrofele. Da. Ce cărmăzan, vezi să nu rămâi în curgol. Eu la Poromei nu rămân în curgol niciodată. Niciodată. Da, că aveți acasă. Am acasă. Pentru anul am 60 de iarlingi. Orice s-ar întâmpla. Da. Sunt acasă. Intră alți Poromei. Așa, așa. Da, dar cât ai multă muncă, știu, multă cheltuială. Mult timp pierdut. Păi de mine și de mine. Știu, așa este. Super, porumbele, uite-ați cum a dat. Domnul, la 12 ani, așa, din el, 4 campioni de locul 1. Da. Cu norme, cu... Tot ce trebuie. E, așa, 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 așa. Super. De-aia v-am rugat. Haideți, bine, Nicu, să filmăm și niște reproducători. Fii și fii ce din el, acolo de un pui care nepoți, da? Nepoți, cât cuprinde. Cred. Că vin și spun, păi eu stau să-ți aleg. Îl alegi, îl iei, e al tău. Da. Dacă ai urechi și îl vezi, îl simți, ce da, e al tău. Stau eu acum să mă duc, în momentul când cineva îmi cere din locul 1 tartul cu loc, e alt preț. Corect. Adică plătești performanța. Corect. Da, așa, sunt nepoții lor, da, ai norocul, e al tău. Au genere. Îl plătești la tot ca și pe el alții. Așa este, așa este. Eu n-am ce să fac cu ei. Da. Da, da, nu, da, sunt așa de mare pe lumea asta să vină la mine belgienii, olandezii să cumpere cu 1000 de euro. Nu, da, prețul modice. Dar eu sunt mulțumit. Da. Calitate bună, corect? Super! Genea de maraton extrem în ei? Super! Super, uite cum arată. Super, bravo! Ne mai arătați și alții în continuare, sigur, da? Sigur, am 4 bucăți aici. Toți verificați de chinez. Toți verificați de chinez, nu? Meu, dacă minți, să nu mă scol după scaun de aici. Viața mea nu mai întrebe. Așa este. Mai vin mulți să facem schimb. Deci pe ligreul albastrului, da? Da. 9341 din 2002. 7388 pui lui albastru. Da. Locul 1, tartul pe România. Locul 6, As Maraton Extrem. În 2023. Și acum e la matcă, împerecheat cu femeia la locul 1, tartul de acum un an. Ha, câte locuri. Și sunt numai de alea de frunte, câte mai sunt și altele. Da. Super.